Un nou eșec al primăriei capitalei. Cum planurile făcute în primărie nu se potrivesc cu cele din realitate, până acum nimeni nu a venit cu vreo ofertă pentru cele 20 de centrale care ar fi trebuit montate în cartierele aflate la capete de rețea. Eșecul vine după ce Nicușor Dan anunța în vară că vor fi instalate până în ianuarie. Termenul limită a trecut, iar primarul general a anunțat că licitația nu va fi prelungită. Ce s-a întâmplat mai exact, ne spune Cornel Pitucea. Te ascultăm. Bun găsit, vorbim despre cele 20 de centrale care au fost anunțate încă din vară de către primarul general al capitalei, Nicușor Dan, că acestea vor fi montate până la finalul anului curent. Vedem că nu au fost montate, mai ales că nu a venit nicio ofertă din partea furnizorilor pentru astfel de centrale. Pe de altă parte, vedem că în decursul zilei de ieri, atunci când a avut loc o conferință de presă chiar la primăria generală a capitalei, primarul Nicușor Dan a precizat faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant către primărie cu o ofertă pentru aceste centrale, astfel încât ele nu vor mai fi montate și totodată acesta a mai precizat că nu va fi reluată licitația pentru că termenul a fost deja depășit. În ceea ce privește acest eșec, sunt două aspecte de precizat în ceea ce privește motivul pentru care aceste centrale nu au ajuns să fie montate. Primul este legat de preț. Vă reamintesc faptul că prețul acestor centrale, în ceea ce privește închirierea lor, nu trebuia să depășească prețul la energie pentru un anumit furnizor și totodată celălalt motiv a fost legat de faptul că pentru montarea acestor centrale exista și un termen limită, acesta fiind data de 1 ianuarie și bineînțeles că acest termen limită nu a putut fi respectat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla atât în această iarnă cât și după aceasta, mai ales că vorbim de niște centrale care erau destul de acceptate de către oameni. Și dacă tot vorbim despre deranjamente, oamenii spun că preferă să-și achiziționeze dispozitive speciale pentru a încerca să depășească aceste perioade neplăcute în ceea ce privește deranjamentele create și, cum vă spuneam, își cumpără singur centrale sau alte dispozitive care ajută la înlocuirea serviciilor de către public, de către cele care se ocupă de furnizarea acestor servicii publice.